Pentru că apa și canalizarea sunt problemele cele mai des semnalate de cetățeni, deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a solicitat bani în plenul Parlamentului pentru modernizarea aglomerărilor urbane Strehaia, Comanda și Hurducești prin alimentarea cu apă și canal. Actuala coaliție de guvernare a respins acest amendament. Parlamentarii PSD Mehedinți demonstrează că se poate face administrație în folosul oamenilor. Aceștia au depus și susținut 87 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, toate esențiale pentru dezvoltarea județului Mehedinți. Modernizarea aglomerărilor urbane Strehaia, Comanda și Hurducești prin alimentarea cu apă și canal a fost unul dintre amendamentele propuse de deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu. Poziția 1666, unde se propune suplimentarea cu 48.250.000 lei a creditelor de angajament. Este vorba de lucrare pe extinderea apă canal, aglomerarea Strehaia, Comanda, Ciotiuța, Hurducești, județul Mehedinți. De asemenea, sursa de finanțare este fondul de rezervă al Ministerului Finanțelor Publice. 139 de voturi pentru, 213 contra și 3 abțineri. Amendamentul a fost respins. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canal din Strehaia, Comanda și Hurducești reprezintă un lucru fundamental pentru cetățenii acestor comune. Majoritatea toxică PNL-USR Plus din Parlamentul României a impus un aviz negativ dezvoltării județului Mehedinți. Toate amendamentele propuse pentru binele mehedințenilor au fost respinse categoric.